Viața și activitatea profesională a unui tânăr în vârstă de 37 de ani, IT-ist de profesie, a fost în mare cumpănă. De câtva timp, bărbatul avea tulburări de vedere, așa că a cerut ajutorul medicilor de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Am hotărât să vin să fac un control oftalmologic. La un fund de ochi au observat doctorii ceva în regulă, după care am intrat mai mult în niște investigații mai concrete și au descoperit formațiunea celulară. Analizele au indicat faptul că Răzvan avea o tumoră cerebrală numită meningion la baza craniului. Tumora era benignă, însă destul de mare. S-au făcut investigații imagistice de înaltă performanță și s-a descoperit că are o tumoră localizată la baza craniului, o tumoră benignă, ceea ce se numește meningiom de gradul 1, dar care este situată într-o zonă greu accesibilă din punct de vedere chirurgical, mai ales din perspectiva elementelor anatomice pe care le conține acea regiune, și anume majoritatea nervilor cranieni trec prin acea zonă anatomică numită sinus cavernos. Neurochirurgii l-au supus pe pacient unei intervenții chirurgicale de reducere a tumorei de la 7 la 3 cm. Este un alt caz care arată complexitatea intervențiilor actului medical din spitalul nostru, a echipelor medicale implicate în tratarea acestor pacienți, pentru că preoperator s-a realizat o embolizare, adică s-au închis vasele care hrănesc tumora printr-o procedură endovasculară în laboratorul de diagnostic și tratament endovascular, iar a doua zi s-a intervenit chirurgical cu un risc mic de sângerare și cu un confort foarte bun pentru echipa medicală. Pacientul se simte bine acum și va continua tratamentul în laboratorul de chirurgie stereotactică Gamma Knife. Toată lumea a fost exemplară, de la stafful, de la personalul non-medical până la medici, asistenti, infirmiere, absolut toată lumea. Fac o treabă minunată aici în spital și chiar a ajutat foarte mult și înainte de operație, când eram foarte speriat așa ce urmează, cum o să fie greu, o să dureze mult. A fost greu, a fost foarte ușor să trec peste. Domnul profesor a fost foarte ne-a oferit toate detaliile de care am avut nevoie să luăm o decizie informată. E un profesionist extraordinar. Medicii au constatat că în ultima perioadă sunt mulți pacienți tineri care au tumori cerebrale. Acestea sunt cauzate de stilul de viață cu mult stres și puțină odihnă, dar și de utilizarea în exces a telefonului mobil sau a altor echipamente electronice.